căi. Să jucați bătuta, măi, să jucați bătuta, măi, ia ca așa și așa. Nu m-am vârful și-n calcăi, să s-audă pisti, băi, să s-audă pisti, băi, ia ca așa și așa. După copză și vioare, tra-la-la-la, ia ca așa. Să scotim ora afară, ia ca așa și așa. Câte unul, câte doi, tra-la-la-la, ia ca așa. Fii bătuti, măi, plăcăi, ia ca așa și așa. Măi flăcăi, a strigat odată, hei! Hei, 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 hei! Așa-mi place, măi flăcăi! Lăsați ora după mine, că eu știu ca să duc ghini, că eu știu ca să duc ghini, ia ca să-s așa. După mine, ghinișor, șor la țit la picior, șor la țit la picior, ia ca să-s așa. După mine, moldoven, tra-la-la-la, ia ca să-s așa. La noi, la fădiceni, ia ca să-s așa. Țineți ora roată, roată, tra-la-la-la, ia ca să-s așa. Să mai strigați încă o dată, ia ca să-s așa. Măi flăcăi, a strigat odată, hei! Hei! Nu prea-mi place, măi flăcăi! Hai la horă, măi flăcăi, să jucați bătuta, măi, să jucați bătuta, măi, ia ca și așa. Nu m-am mărcur și calcăi, să s-audă peste băi, să s-audă peste băi, ia ca și așa. După copză și vioare, tra-la-la-la, ia ca așa. Să scotim ora afară, ia ca și așa. Câte unul, câte doi, tra-la-la-la, ia ca așa. Așa-i ora pe la noi, ia ca și așa. La comandă, măi flăcăi, a strigat odată, hei! Hei, 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 hei! Așa-mi place și măi flăcăi, tra-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la. Gata, sunt Ziana, s-a terminat concursul și pentru tine. Mulțumesc, junilor, mulțumesc încă o dată. Asistent coregraf Alesia Sas, coregraf Silvia Macrea. Mulțumim foarte mult junilor Sibiului și orchestrei lăutare din Chișinău, maestrului Bodgros de asemenea. Hai să auzim ce spune juriul. Bogdan, te rog. Ai cântat o bătută. Mie nu prea îmi place clișeul ăsta de ducere către bătute. Dar poate că așa sunt eu. Am investigat suficient de multe arhive moldovenești de folclor, încât să mă prind că treaba asta cu bătutele a venit așa de vreo 20-30 de ani și am intrat în acest clișeu de, domne, dacă vine moldoveanca, e chiar așa. În Moldova se cântau cântece bătrânești, se cântau și îndeosebi de la fălticeni. Dar tu ai interpretat foarte, foarte bine, poate că e o chestie de gust a mea. Mulțumim, Cornelia! Vreau să spun că acest moment a fost exploziv. Cindrelul Junii Sibiului au fost extraordinari. Maestru Nicolae Bodgros împreună cu lăutarii, tu ai fost strălucitoare. Deci acum n-a mai fost nevoie să vină cineva să zică: ai încredere în tine, zâmbește. Nu, acum ai intrat cu lumină și cu bucurie. Tu ești o bucurie, sunt Ziana, și te felicit cu tot dragul. Mulțumim, Grigore Leșe, vă rog. O melodie simplă. Și repetabil așa. Nu știu unde să o încadrez, în ce structură, în pentatonie, în hexacordie, în moduri. Putem să discutăm dacă e șlagăr sau nu. Dom'le, v-am spus, șlagăr poate să devină și o melodie care nu are valoare. Nu. Aici ei trebuie să vină cu șlagăr, cu piese cunoscute. Cu șlagăr, numai că piesa asta e foarte simplă și mie nu mi-a plăcut. Punct. Bun, Elize Stan? Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că este, într-adevăr, un șlagăr arhicunoscut, înregistrat cu foarte mulți ani în urmă în studioul radio difuziunii române de Nelu Huțu. Iar Sânziana, mie mi se pare că l-ai interpretat absolut impecabil. Bravo! Niculina? În primul rând ai zâmbit, ceea ce pentru noi este o evoluție în ceea ce te privește. În al doilea rând este șlagăr. În al treilea rând, evoluția noastră, pentru că noi evoluăm și odată cu noi evoluează și muzica și ea capătă niște schimbări, da? Textul este clar pus pe o bătută moldovenească, tocmai pentru a-l scoate în evidență, pentru a-i ajuta pe cei din jur să înțeleagă. Dom'le, asta e bătută ca să înțelegeți că eu cânt cu vocea, da? La nunți, la botezuri, la tăieri de moți, prestăm un serviciu pe care luăm niște bănuți. Au început oamenii să ceară: domne, cântă-ne, ia uite jocul ăsta, dar nu ne cântă și nouă solistul ceva? Păi ca să poată să cânte pe o bătută, au trebuit să pună cuvinte.
Și atunci, nimic din ceea ce ai făcut tu aici nu este greșit. Dimpotrivă, este minunat, este extraordinar, este de excepție. Dacă mai înzâmbești odată, gata. Ai terminat finala scăpaș. Sunt Ziana, gata, succes! Doamne ajută, ne vedem mai târziu!